Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sick Art Handmade. Astăzi vreau să fac o rețetă de primăvară-vară, o rețetă de suc sau de socată, așa se numește, pentru că este perioada socului la noi, când acesta înflorește și mai toate gospodinele de la noi fac acest suc de soc, care este extraordinar de bun și de sănătos pentru organism. Așadar, în prealabil am lăsat aceste flori de soc în apă, pentru că ele mai au praf din natură. Și acum am să vă prezint rețeta, cum am să fac eu. Am nevoie de un borcan de 5 litri, nu mai mare, pentru că atâta mi-am propus să fac pentru consumul nostru, deci un borcan de 5 litri. Pentru el avem nevoie de 6-7 flori de soc. Dacă sunt puțin scuturate sau sunt micuțe, puneți mai multe, cam cât considerați dumneavoastră ca să iasă aromat, dar în jur de 6-7 flori sunt suficiente. 500 de grame de zahăr alb sau brun, depinde de care doriți, două lămâi pe care le-am spălat în prealabil și apoi le voi tăia felii. Eventual le stoarceți sau le puneți felii și ele oricum își vor lăsa sucul lor în compoziție. Puteți să mai puneți un cubuleț mic de drojdie, cât luați între două degete sau 5 sau 5 boabe de orez. Deci la 5 litri de suc puneți 5 boabe de orez, practic cam un bob de orez la litru. Iar aici am un vas gradat. Așadar, tot ce rămâne de făcut este să tai aceste lămâi felii. Eu am să pun cu coajă cu tot, chiar dacă partea albă este puțin amăruie. Ca mod de preparare, voi dizolva 500 de grame de zahăr în aproximativ 1 litru de apă. Așadar, s-a topit zahărul. Între timp am tăiat și cele două lămâi, felii, și acum am să pun în borcan florile de soc. Acum voi adăuga feliile de lămâie. Adaug apa, deci aici avem în jur de 1 litru și 25 de mililitri, adică fix masa zahărului care s-a topit. Puteți să folosiți lingură de lemn, eu am să folosesc lingură din inox, amestecăm puțin și completăm cu apă rece până când umplem borcanul de 5 litri. Amestecăm bine. Eu am să pun boabe de orez, 5 boabe, așa cum am spus. Acest orez are rolul de a fermenta toată această compoziție și pentru asta este important să punem fie drojdia, fie aceste boabe de orez pentru fermentat. Amestecăm bine compoziția. Și aceasta este toată procedura. Îl vom lăsa 4, 3-4 zile într-o zonă
cu soare ca să ajute mai repede la fermentat. Peste acest borcan voi pune această farfuriuță provizorie. Nu este indicat să închidem ermetic borcanul până când acesta își încetează fermentația și îl transferăm în sticle pe care apoi le astupăm și le punem la rece. Așadar, așteptăm 3-4 zile, între timp, de 2 ori pe zi, cu o lingură din lemn sau din inox, amestecăm compoziția ca să se omogenizeze bine și să vedem ce se întâmplă, care este evoluția. Așadar, suntem în ziua a 5-a. Astăzi este 25 mai, iar eu undeva pe 20 mai am pus ingredientele și am făcut acest suc. Ia uitați cum arată după 5 zile. Culoarea este puțin gălbuie, tulbure. Și haideți să vedem și cum se prezintă înăuntru. Este gata, pentru că perioada de fermentare s-a încheiat. La gust este excelent, pentru că l-am gustat. Este dulce, acrișor, foarte puțin acrișor, ușor acidulat și este foarte, foarte răcoros. Exact la ceea ce mă așteptam, ca și gust. Acesta a fost tutorialul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un like, un share, să mă urmăriți pe pagina de Facebook, dar și de Instagram. Iar până la următorul tutorial, vă doresc spor la treabă și numai bine!